cuvântul lui Dumnezeu. V-am povestit într-una din seri, cred că aici am povestit despre Onu Matei, un om care, un ateu care și-a dorit să citească Biblia ca să-l contrazică pe un frate adventist care urma să-l viziteze, să discute. Numai că până să vină fratele în vizită la el, deja era convertit. Cuvântul lui Dumnezeu îi convertește chiar și pe atei. Într-o zi am fost chemat de un tânăr să stau de vorbă cu el din Biblie și el tare mult și-ar fi dorit botezul. Și l-am întrebat, dar tu ești atât de tânăr, n-avea rude, n-avea vecini, n-avea niște adventiști pe lângă el, de unde dragostea ta pentru Biblie și pentru biserică și pentru Dumnezeu? Și mi-a povestit că a fost în vară la bunici, la țară. Și a stat 2 luni și ceva la bunici, la țară. Și într-una din zile, la începutul vacanței, a văzut că în curtea vecinului, undeva mai în grădină, mai în spate, acolo unde arunca el gunoiul, erau niște bilețele mici, drăguțe, pe care scria ceva. Și băiatul a fost atât de curios, sau noi zicem că întâmplarea, sau dar este providența și Duhul lui Dumnezeu, a luat un băț și s-a chinuit să tragă unul din bilețele. Erau de fapt niște foi de calendar, o foaie pentru o zi, cunoașteți. Vecinii erau baptiști și aveau un calendar de la Biserica Baptistă și pe fiecare foaie era o făgăduință sau un text biblic. Și băiatul a luat o foiță, a citit, extraordinar. Era ceva tare frumos. Spre exemplu, să zicem că era Ioan, capitolul 14, primul verset, să nu vi se tulbure inimile, aveți credință în Dumnezeu. A mai tras o foiță, a mai găsit un verset și a mai tras și a zgârmat omului gunoiul cum a putut și a tras cât de multe foițe a găsit. Și avea foițele acestea cu el. Și aceasta a fost Biblia lui de început. Erau texte de pe un calendar pe care gazda, vecinul, le citise și apoi le aruncase cu gunoiul. Și a fost suficient pentru băiat că atunci când s-a întors acasă să caute o Biblie, să înceapă să citească, să intereseze unde este o biserică, în localitatea lui era o biserică adventistă, m-a invitat să stau de vorbă cu el, am stat de vorbă, avea o dorință arzătoare să cunoască cât de mult despre Dumnezeu. Și într-o zi s-a botezat și am fost tare fericit. Și am zis, Doamne, dacă și gunoiul vorbește despre Tine, atunci, unde te-ai putea ascunde ca oamenii să nu te cunoască, să nu te găsească? Și totuși, mai sunt oameni care sunt departe de Dumnezeu. Nu pentru că Dumnezeu i-a ascuns undeva, ci pentru că oamenii nu se uită în direcția în care este Dumnezeu. Dar Dumnezeu îi caută și pe aceea. Și am văzut în cursul săptămânii, din experiențe, din materiale, cum a lucrat Dumnezeu în viețile multor oameni. Am văzut și acei generali ai credinței, cum a fost Iosua, Neemia sau Daniel. Chiar dacă erau oameni mari, cu influență, nimeni nu stătea în calea lor. Ei nu făceau nicio mișcare decât la cuvântul Domnului. În seara aceasta avem o temă care într-adevăr este o temă merge spre sfârșitul săptămânii de rugăciune și anume Scriptura cântă. Este foarte adevărat că cam toată Scriptura la început era cântată și astăzi în sinagogile evreiești parașaua care se citește, pericopa care se citește în fiecare sabat este cântată, este o anume melodie. Așa cum se întâmplă și liturghia într-o biserică ortodoxă. Psalmii, de asemenea, sunt cântați.
Și multe din cântările evreiești sunt psalmi sau porțiuni din Scriptură care sunt cântate și au fost cântări care au luat medalii mari sau cu care au fost la, s-a concurat la Eurovision și erau nimic altceva decât texte din Scriptură cântate. În seara aceasta aș vrea să vă invit să cântăm un psalm, dar nu-l cântăm cu melodie, ci-l cântăm cu voce, fără melodie, și vă invit să deschideți Scripturile împreună cu mine la Psalmul 92. O cântare pentru ziua sabatului, așa scrie la Psalmul 92. Avem suficiente scripturi, am avut proiectat psalmul acesta, din nefericire am uitat încărcătorul la computer și nu-l pot folosi, dar cu Bibliile în mână ne descurcăm. Avem 15 strofe, 15 versete în Psalmul 92. O să facem o citire așa în tandem cumva. Eu am să citesc versetele fără soț, dumneavoastră le citiți pe cele cu soț. Adică eu citesc versetul 1, dumneavoastră versetul 2, eu versetul 3, dumneavoastră versetul 4, până la sfârșitul psalmului. Încercăm să ne așteptăm unii pe alții, să nu ia unii mai înainte, așa încât să putem să citim împreună Psalmul 92. Uitați-vă în Scriptură, cred că ne ajută de la tehnic. Este posibil de proiectat pentru cei care nu au Bibliile? Așa. Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte. Versetul... Amin. Cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta, în sunetele arfei, mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne, și cât de adânci sunt gândurile Tale. Nu cunoaște lucrul acesta și cel nebun nu ia seama la el. Dacă cei răi înverzesc ca iarba și dacă toți cei ce fac răul înfloresc, este numai ca să fie nimiciți pe vecie. Dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci. Căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi, iată, vrăjmașii Tăi pierd. Toți cei ce fac răul sunt risipiți. Iar mie Tu îmi dai puterea bivolului și m-ai stropit cu un de lemn proaspăt. Ochiul meu își vede împlinită dorința față de vrăjmașii mei și urechea mea aude împlinirea dorinței mele față de protivnicii mei cei răi. Cel fără prihană înverzește ca finicul și crește ca cedrul din Liban. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. I-aduc roade și la bătrânețe sunt plini de suc și verzi, ca să arate că Domnul este drept. El, stânca mea, în care nu este nelegiuire. Psalmii și nu numai psalmii, avem și în cartea lui Isaia, avem și în Pentateuc, avem porțiuni suficient de mari care sunt cele mai frumoase cântări pe care le-am putea cânta vreodată. Domnul Iisus a văzut în cântările biblice inspirate și în celelalte cărți ale Scripturii mai mult decât o colecție frumoasă de idei religioase, mai mult decât o serie de cuvinte omenești despre Dumnezeu. Scriptura a fost și este încă cuvântul inspirat al lui Dumnezeu. Atunci când Domnul Iisus, după botezul său,
A mers în podișul Iudeii pentru cele 40 de zile de post, de consacrare în vederea lucrării lui. Satan a venit la el să-l ispitească. Iar Domnul Iisus a răspuns ispitirilor lui Satana, scoțând de undeva, de sub cămașa pe care o purta, sulul cu tora, a deschis repede tora și s-a uitat ce verset s-ar potrivi să-i răspundă lui Satana acum. Omul nu trăiește numai cu pâine, citea din Deuteronomul, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Așa ați citit în Biblie, așa a făcut Domnul Iisus? Jumătate da, jumătate nu. Adică i-a răspuns lui Satana cu texte biblice ca acesta, dar nu a stat să le caute undeva, pentru că Domnul Iisus își însușise multe din textele biblice și oricând putea să răspundă și în toate situațiile în care a fost nevoie să răspundă, Domnul a răspuns cu acel cuvânt al lui Dumnezeu pe care îl memorase mai înainte. Matei 4:4, omul nu trăiește numai cu pâine, este exact ceea ce găsiți în Deuteronomul 8:3. Așadar, cum primim acel cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu? Prin mărturiile orale și scrise ale profeților. Apostolul Petru a făcut următoarea mărturisire sub inspirația Duhului Sfânt. Și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Atunci când citim în Scriptură cuvintele inspirate, plăcute, frumoase, trebuie să știm că sunt cuvintele lui Dumnezeu. Dumnezeu i-a inspirat pe oameni să scrie acele cuvinte și sunt într-adevăr cuvinte puternice. În comunitatea Popatatu se întâmpla. O familie de ingineri a căutat o bonă pentru copii. Și-au găsit undeva la țară, o fată de la țară de vreo 15 ani, doar ce terminase 8 clase, și a fost angajată bonă. Doar că fata, din prima zi a săptămânii, într-o zi de luni, a spus familiei, cu cea mai mare plăcere, mai fac și pe la bucătărie tot ce pot și ce-i de făcut, pot să bag și aspiratorul să fac curat în casă între timp, când copilul doarme, dar de vineri seară, de la ora 4, până sâmbătă seara, la apusul soarelui, eu nu mai fac nimic. Merg în camera mea, studiez, mă îmbrac, plec la biserică. Oamenii aveau nevoie neapărat de o bonă la copil și au zis, în fine, asta este, te acceptăm, dar aveau ei de gând să-i schimbe mintea fetei. Și fata s-a ținut de cuvânt. La ora 4, vineri, a pus copilul în brațele mamei și a plecat în camera ei să se pregătească de biserică și a plecat la biserică. Și sâmbătă toată ziua a stat la biserică. Și când s-a întors acasă, familia de ingineri a spus, eu am crezut că tu glumești sau lucrul acesta se întâmplă din când în când. Și a spus, ba nu, în fiecare sâmbătă, eu sunt credincioasă, eu citesc Biblia și așa am găsit eu în Biblie. Și au zis ei, va trebui să-l chemăm pe preotul din cartier să stea de vorbă cu ea. Este om în vârstă, om cu experiență, om școlit, să-i scoată din cap ideile astea. Și într-una din zile a venit preotul din cartier. Și după o discuție de câteva minute, așa de introducere, de cunoaștere, familia spune, părinte, avem tânăra aceasta, suntem foarte mulțumiți de ea, dar este o problemă. Și noi credem că este o greșeală pe care ea o face. Nu știu cum citește ea în Biblie, ce a găsit ea acolo, pentru că de vineri seară până sâmbătă seara nu mai face nimic, pleacă la biserică. Și noi aveam nevoie de ea, mai ales sâmbătă.
Și a încercat preotul să stea de vorbă cu tânăra și să-i spună așa niște parabole preoțești, la care fata îi răspundea fără să stea pe gânduri cu texte din Scriptură. Un text, două, trei, patru, n-avea Scriptura cu ea, dar ea le știa. La un moment dat preotul zice, da, dar și-a început și el cu niște texte din Scriptură pe care le știa și fata a adus Biblia. Și la un moment dat preotul ia Biblia și vrea să găsească un text pe care să-l citească fetei. Doar că, spre rușinea lui, nu știa unde-s cărțile Bibliei. Căuta Apocalipsa pe la Geneza, pe la Leviticul. Și fata știa ce el vrea să citească și a luat Biblia din mână și a deschis ea cartea și a spus, uite ce scrie aici. Familia de ingineri se rușinase de rușinea preotului și a zis, ce greșeală am făcut și umilitor. În fine, discuția s-a încheiat, oamenii au rămas pe gânduri, ce copil e acesta, ce educație a primit, în ce biserică a crescut, când a avut ea timp să memorizeze așa de multe texte din Biblie, cum i-a putut să facă față somității. Așa că peste vreo săptămână, două, doamna inginer îi spune fetei, vineri seară să mă aștepți că merg și eu cu tine la biserică. Și fata imediat a dat telefon și a anunțat pe toți de pe acolo, doctor Sândulache, Dumitrache, și toți inginerii și intelectualii care sunt pe acolo, doamna mea vine la biserică. Așa că după ce s-a terminat programul, imediat au încercuit-o, s-au recomandat, au făcut cunoștință. Se întoarce femeia acasă, mă, zice, numai doctor și inginer și profesor și... Și omul zice, păi merg și eu mâine dacă e așa. Și a doua zi a mers și el. Și sabatul următor au mers toți patru, adică fata, familia și cu fetița. Și astăzi sunt adventiști în București, familia aceea de ingineri. Înțelegeți? Ce însemnează cuvântul lui Dumnezeu stăpânit bine și folosit unde trebuie și cum trebuie? Nu există nivel intelectual, nu există vârstă, nu există condiție socială, nu există cineva care să nu fie pătruns, răpus de cuvântul lui Dumnezeu. Până și cezarii erau răscoliți de cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când Pavel avea ocazie să le vorbească, vă aduceți aminte cum dădeau înapoi? Oho, Pavele, repede ai vrea să mă faci creștin. Stau mai la distanță. Iar unii chiar au fost biruiți de lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte care a fost textul, și acum aș vrea să fie proiectat prima imagine, care a fost textul pe care l-am folosit foarte, foarte des săptămâna aceasta? A fost textul din Evrei, capitolul 4, versetul 12. L-am avut în aproape toate prelegerile versetul acesta. Așa, vă mulțumesc. De ce l-am pus aici? Pentru că tema din această seară, Derek Morris, cel care a pregătit materialul, jumătate din material, el ne încurajează să memorăm versete biblice și chiar ne dă câteva sugestii cum putem să memorăm versete biblice. O să ajungem imediat acolo. Și am zis că ar fi bine să facem un experiment în seara aceasta și să încercăm să citim de două, de trei, de patru ori versetul acesta, care a fost versetul săptămânii, și poate că mâine reușim să-l redăm fără să mai avem nevoie de proiecție, da? Evrei, capitolul 4, cu versetul 12. Cine vrea să-l citească? Oricine poate să-l citească, e scris mare. Mulțumesc, altcineva, repede. Cuvântul lui Dumnezeu este viu
gândurile, inimii. Nu v-ați uitat pe ecran decât puțin, mă bucur. Cine dorește să-l mai citească? Haideți, nu trebuie să vă anunțați, doar începeți. Cristi, ia citește. Mulțumesc frumos. Altcineva? Alina? Altcineva? Frate Lică? Mulțumesc frumos, căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțurile și gândurile inimii. Aș vrea să ne rugăm chiar acum și să-i mulțumim lui Dumnezeu să fie o salvă de rugăciuni de mulțumire pentru cuvântul acesta viu și lucrător. Pentru cuvântul acesta care pătrunde până acolo încât desparte. Aș vrea să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru că tot cuvântul acesta a fost și cel care ne-a întors pe noi de pe drumurile rătăcite ale acestei lumi și ne-a dus la El, la picioarele Lui, în brațele Lui. Și noi credem că acest cuvânt continuă să lucreze. Vă invit să ne plecăm pe genunchi, 3, 4, 5, 6 rugăciuni de mulțumire pentru cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin. Amin.
Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Mulțumim Tatăl nostru pentru cuvântul viu și lucrător. Amin. Amin. Mulțumim Tatăl nostru că acest cuvânt transformă inimile. Amin. Mulțumim Tatăl nostru pentru că acest cuvânt convertește oamenii. Tatăl. Amin. Mulțumim și te laudăm pentru că Tu ești un Dumnezeu care vrei ca prin cuvântul Tău să ne formăm caracterul pentru Cer. Amin, adevăr. Slăviți și onorați și Tatăl nostru de acum și până în veșnicie. Amin. 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 Îți mulțumim, Tată bun, că prin cuvântul Tău avem viață. Da. Îți mulțumim că prin cuvântul Tău am descoperit ce Dumnezeu mare și minunat. Amin. Îți mulțumim că prin cuvântul Tău am aflat voia Ta. Îți mulțumim că prin cuvântul Tău am descoperit adevărata noastră stare. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care ne mângâie atunci când trecem prin probleme. Îți mulțumim că prin cuvântul Tău avem nădejdea mântuirii și nădejdea vieții veșnice. Fă-ne demn pentru acestea, pentru că te rugăm în numele Domnului Iisus. Amin. 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 Un misionar povestea că într-una din zile a venit la el, la coliba unde se ocupa de oamenii din zonă, triburi care doar fuseseră descoperite
un om dintr-un alt trib, ca să-l trateze la un picior, avea o rană mare și dureroasă, din cauza aceasta șchiopăta și putea chiar să-și piardă viața. Misionarul a început să-i curețe rana, să o trateze, să o ungă, să o bandajeze și avea nevoie câteva zile până când piciorul s-ar fi tratat complet. Doar că în procesul acesta al tratamentului, al vindecării, băștinașul a întrebat: înțeleg că tu ești alt fel de om decât noi, că tu crezi într-un alt fel de zeu decât credem noi, că tu ai o carte din care citești, probabil că era cartea lângă misionar. N-ai vrea să mă înveți și pe mine cel puțin câteva cuvinte din cartea ta? Și atunci misionarul s-a străduit să-l învețe pe acest băștinaș un verset pe care noi îl considerăm că este textul de aur și îl numim așa. Și l-a învățat versetul acesta: fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe unicul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și peste o jumătate de oră, și peste o oră, și peste două ore, băștinașul îi cerea: mai spune-mi odată textul acela, vreau să-l învăț. Și până seara îl știa pe de rost. Ziua următoare, dis de dimineață, misionarul s-a trezit pentru că și-a așteptat pacientul la tratament. Doar că la un moment dat îl vede pe pacient că în loc să vină spre el la tratament, o ia la fugă undeva înspre satul lui. Și misionarul strigă: oprește-te, stai, încă n-am terminat tratamentul. Și băștinașul răspunde: tratamentul mai târziu, important e să spun alor mei de acasă că atât de mult te iubește Iisus, încât a dat pe unicul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Înțelegeți de ce este viu și lucrător cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că îți pune jar în suflet. Și mă gândesc la atât de multe persoane care în condiții vitrege, amenințate de bol, de moarte, de musulmanii care umplu atât de multe țări, merg riscând să ducă cuvântul vieții până departe. Aș vrea ca la sfârșit să ne rugăm pentru cei care poartă cuvântul vieții în condiții deosebite. Cei care lucrează în țările musulmane, cei care lucrează în zone ale Indiei, India nu toată este sociabilă și primitoare. Să ne rugăm Domnului pentru cei care merg în penitenciare și predică chiar la cei care sunt condamnați la moarte și intră între ei și stă de vorbă cu ei, ceea ce nimeni n-ar face. Să ne rugăm Domnului pentru cei care și-au pus pe inimă să ducă cuvântul acesta chiar la prelații lumii acesteia, oameni mari în poziții înalte, pentru că Dumnezeu are peste tot oameni. Erați aici când v-am povestit despre doamna de la ambasada din Croația? Erați. Femeia aceea i-a cerut sorei noastre: când poți să vii să studiezi cu mine Biblia? Și femeia aceea este botezată, este în București acum și fiul ei studiază la Cernica. Dumnezeu are peste tot oameni, pentru că sunt alți oameni mai bravo decât noi, zic așa, pentru că ei întotdeauna își fac planuri cum pot să ducă cuvântul lui Dumnezeu mai departe. Pe agenda lor nu este doar orele pe care trebuie să le lucreze mâine, ci și ferestrele din zi când pot să facă ceva pentru Dumnezeu. Aș vrea să mai proiectăm câteva versete pe care, doar ca să simțim gustul unor versete pe care merită să le memorăm și altele asemenea lor. Spre exemplu, în 1 Ioan,
capitolul 1 cu versetul 9. Cine îl citește? Dacă ne mărturisim păcatele, eu este credincios cu drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 1 Ioan 1 cu 9. Așa trebuie să învățăm versetul. Și unde e? Eventual, chiar dacă mai pierdem din cuvinte, dar știm unde este și putem să găsim imediat în Biblie. Cine încearcă să-l redea fără să se uite pe ecran? Mulțumesc frumos, soră! Haideți să vedem altcineva, poate și mai tinerii, că au mintea și mai... Mulțumesc frumos! Cine mai încearcă? Haideți să spunem împreună, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 1 Ioan 1 cu 9. Este un text mare, textul acesta. Un om care este răpus de boala păcatului, de lucruri pe care le-a făcut. Dacă îi spui, uite ce ne-a promis Domnul Iisus, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Îi dai speranță, îi dai viață. Următorul verset. Apocalipsa 1, 17 și 18. Sunt două versete, de fapt. Nu te teme, eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Cine încearcă să-l citească și apoi să încercăm să-l redăm fără să ne uităm pe ecran? Mulțumesc frumos, Costel. Cine mai încearcă? Așa, mulțumesc. Încearcă cineva să-l redea fără să se uite pe ecran? Când vă încurcați, aruncați un ochi așa. Nu te teme. Nu, haideți că nu ne înțelegi. Să ia unul inițiativa. Haideți, e un text care îl folosim mai rar, este foarte adevărat, dar e un text tare. Ionatan, ia încerci. Nu te teme. Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă. Cel din. Am fost mort și iată că sunt. Amin. Hai că... Așa. Nu te teme. Cine mai încearcă? Am fost mort? Mulțumesc frumos! Nu te teme! Eu sunt cel din tâi și cel de pe urmă, cel viu. Am fost mort și iată că sunt viu. În vecii vecilor, eu țin cheile morții și ale locuinței morților. Amin. Următorul verset este unul mai ușor. Matei 11:28. Veniți la mine... Toți cei trudiți și împovărați, eu vă voi da odihnă. Cine îl spune fără să se uite? Unde scrie? Matei 11:28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Frații mei, este plăcut
că atunci când ai nevoie de aceste versete, să poți să le scoți de acolo de unde le-ai depozitat. Și Dumnezeu este atât de bun, chiar este o făgăduință în sensul acesta. Să nu ne îngrijorăm când va trebui să vorbim, să dăm socoteală de credința noastră, pentru că Domnul atunci ne va aduce aminte dacă am învățat, dacă am băgat ceva în casa sufletului, Dumnezeu ne va aduce aminte să le scoatem, dar dacă banda e goală, următorul clip, sugestii practice. Autorul materialului din această seară are câteva sugestii practice. Și el spune, sunt cel puțin trei sugestii ne dă. Umplere. Ce însemnează umplere? Și am să citesc cuvintele lui. Citiți Biblia în fiecare zi. Atunci când vă umpleți mintea cu Scriptura, puteți fi siguri că Duhul Sfânt vă va reaminti cuvintele potrivite atunci când veți avea nevoie de ele. Ioan 14 cu 26 este făgăduința. Dacă nu citești, de unde să-ți aduci aminte? Dar dacă citești, la nevoie, Domnul îți aduce aminte acele texte. De aceea sunt mai multe programe care dau năvală peste noi, care ne stimulează să citim Biblia. Dacă aveți celulare din astea mai pretențioase un pic, este un program al conferinței generale. În fiecare zi vi se afișează textul pe care îl citește Biserica Mondială. În fiecare zi mie mi-apare textul aici, este un soft, un program pe care ei îl au, dai click, l-ai descărcat și în fiecare zi, de câte ori pui mâna pe telefon, vezi textul pe monitor. Și în felul acesta poți să citești Biblia chiar atunci când, să zicem, uiți că trebuie să faci aceasta. Apoi, cartonașe cu texte. Dacă ați găsit niște texte frumoase, e păcat să le uitați. Scrieți-le cuvânt cu cuvânt pe cartonașe și puneți surorile pe frigider, pe dulapul de la bucătărie, pe acolo pe unde stați mai des și mai mult. Sau pur și simplu le ținem în buzunar și când suntem în metrou sau în tramvai, mai scoatem. Sau poate chiar pe etichetul acela pe care îl băgați la metrou, ați văzut că are o parte este albă. Acolo puteți să scrieți un verset și de câte ori l-ați scos ca să intrați, dacă nu aveți ceva electronic, puteți să revedeți și textul care este scris acolo și în felul acesta putem să memorăm texte care ne fac viața frumoasă și ne ajută atunci când trebuie să le folosim. Iar în al treilea caz, pur și simplu să compunem și noi psalmii noștri sau cântările noastre. Și în felul acesta reușim să punem cuvântul lui Dumnezeu, așa cum a spus autorul aici, și în cântare, Scriptura cântă. Mă aduc aminte când mă ocupam intens de exploratori, una din preocupările noastre în tabere era să compunem imnuri și cântece și aproape toate cântările exploratorilor s-au născut din inițiativa exploratorilor sau instructorilor de exploratori. Focul tău, Iisuse, e o cântare pe care o cântă exploratorii pe o melodia imnului evreiesc. O fată din Ploiești. Eram într-o tabără și pentru prima dată a fost cântat cântecul acela. În timp ce eram în tabără, ea a compus, nu mai știu exact numele, cum o cheamă, dar a venit cu cântecul acesta și îl cântam la fiecare foc de tabără. Focul tău, Iisuse, ardă în viața mea, și așa mai departe. Putem să facem treabă bună dacă într-adevăr dorim să-L lăudăm pe Domnul. În timp ce veneam cu mașina spre adunare, am zis, hai să compun și eu un cântecel pe care să-l cântăm în seara aceasta. Și l-am compus. Nu e el grozav pentru că eram în mașină și mai eram și atent să nu de alții peste noi. Lăudați-L pe Jehova, Dumnezeul Creator. Astăzi e sabat pentru noi creat, cum spune Scriptura. Ați vrea să-L cântăm?
Ne-a ajuns la pian, frate. Cine-i cu pian aici? Numai ne-au plecat pianiștii. Cred că este pe melodia. Cred că e pe melodia 110. Să vedem dacă este și cu melodie. E melodia. Și cuvintele sunt cele de pe ecran. Sper să iasă. Lăudați-l pe Iehova, Dumnezeul Creator. N-astăzi e sabat pentru noi creat, cum spune Scriptura. N-astăzi e sabat creiat, cum spune Scriptura. Îl mai cântăm o dată. Lăudați-l pe Iehova, Dumnezeul Creator. Astăzi e sabat pentru noi creat, cum spune Scriptura. Astăzi e sabat pentru noi creat, cum spune Scriptura. Da, până mâine la prânz, poate cineva gândește la a doua strofă. Puteți păstra melodia sau puteți să creați un alt cântecel, un alt psalm. Este posibilitatea de a păstra cuvântul lui Dumnezeu viu și puternic în viețile noastre. Frații mei, să-i mulțumim Domnului pentru acest cuvânt care ne-a adunat de pe drumurile acestei luni. Am fost împreună seară de seară în timpul săptămânii de rugăciune, suntem împreună în fiecare sabat și acolo unde se predică cuvântul lui Dumnezeu, suntem împreună. Dumnezeu vrea ca fiecare dintre noi să experimentăm puterea înviorătoare a cuvântului Său. Cuvântul lui Dumnezeu încă este o apărare sigură împotriva vrășmașului. Avem nevoie de puterea Sa mai mult decât oricând. Diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Luați-vă timp pentru a studia cuvântul lui Dumnezeu. Luați-vă timp pentru a-L strânge în inima dumneavoastră. Rugați-vă alături de psalmist, înviorează-mă după făgăduința ta și experimentați zi de zi puterea reînviorătoare a cuvântului. Și în încheiere aș vrea să vă aduc aminte ce se întâmpla cu Saul când venea peste el duhul ăla rău. Și cum erau alungate duhurile din viața lui și devenea iar un om liniștit. Cântarea alungă chiar și pe satana. De altfel și rugăciunea, de altfel și studierea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă viața noastră ar fi toată un cântec, dacă întotdeauna am cântat, lucrăm unde lucrăm, fluierăm melodii, cântăm, ne aducem aminte, compunem noi melodiile noastre și cuvintele cântecelor noastre, satan ar sta departe de noi și am putea să ne ocupăm de problemele Domnului. El să fie lăudat pentru cuvântul lui mare și minunat. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos, închidem serviciul divin din această seară cu imnul 252, De mână du-mă, Tată.
Așa cum am amintit, aș dori să ne rugăm pentru cei care poartă cuvântul lui Dumnezeu și unii în condiții foarte grele. Unii poate că n-au o locuință ca a noastră, n-au o pâine bună ca a noastră, n-au îmbrăcăminte ca a noastră, pentru că ei sacrifică pentru lucrarea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne rugăm Dumnezeu să-i binecuvinteze, să-i încurajeze și să nu dea înapoi, pentru că este lucrarea pe care ar trebui să o facem și noi, asemenea lor. Aș dori de asemenea să ne rugăm pentru ca toți cei care suntem în seara aceasta aici să continuăm să rămânem atrași de cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți că am citit, Satana a coborât la noi cuprins de o mânie mare. Dorește să distrugă lucrarea lui Dumnezeu, dorește să distrugă credința noastră în Dumnezeu, lucrurile bune pe care am început să le facem în onoarea lui Dumnezeu, dorește să le răpească. Și aș dori să ne rugăm lui Dumnezeu ca să ne păstreze atrași de cuvântul Său și să putem să creștem odată cu cuvântul Său. Și apoi să ne rugăm și pentru cei care au rupt legătura cu cuvântul. Sunt oameni care pur și simplu nu mai au nimic pentru cuvântul lui Dumnezeu. Se reînvie Dumnezeu în ei dorința pentru acest cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru că ne putem ruga în seara aceasta pentru cei care predică cuvântul, pentru noi ca să rămânem atrași de acest cuvânt și pentru cei care au pierdut cuvântul să simtă, să găsească din nou gustul și plăcerea cuvântului lui Dumnezeu. Aș dori să înălțăm aceste trei rugăciuni din sală și apoi fratele va încheia cu rugăciunea de aici. Amin. Amin, Doamne Iisus. Amin, Doamne. Amin. Așa, amin. 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 Îți mulțumim, Părinte Bun, pentru cuvântul Tău din această seară. Așa. Îți mulțumim, Tată Bun din Cerul, că cuvântul Tău face minuni. Îți mulțumim, Tată Bun, că prin cuvântul Tău, poporul Tău este adunat la un loc. Îți mulțumim, Tată Bun din Cerul, că dragostea Ta se manifestă în poporul Tău. Amin. Și ajută-ne, Tată Bun din Cerul, ca să creștem, să ne unim. Și ajută-ne, Tată Bun din Cerul, ca să putem să încheiem odată lucrarea de pe acest pământ și Tu să vii curând să ne iei. Amin. Te
Te rugăm, Tată Bun din Cerul, să binecuvânti și pastorul bisericii noastre, pe fratele Ionel. Te rugăm, Tată Bun din Cerul, ca să deschizi Tu căi, ca Evanghelia Împărăției să fie predicată și în acest loc. Amin. Sunt multe suflete care doresc să fie mântuite și Te caută din toată inima. Ajută, Tată Bun din Cerul, ca să Te găsească. Așa, Doamne. Fă, Tată Bun din Cerul, ca Evanghelia Împărăției să fie împărțită în această țară și în acest loc. Și Tu, Doamne, să Îți încheie odată lucrarea de pe acest pământ. Dorim și la despărțire să fii cu fiecare în parte, să ne călăuzești la locuințele noastre. Și fă, Tată Bun din Cerul, ca Duhul Tău cel Sfânt să ne îndemne pe fiecare în parte și să ne dăm seama că trăim într-un timp al sfârșitului. Dorim, Doamne, să fie încheiată lucrarea de pe acest pământ și dorim ca pentru veșnicie să rămânem cu Tine. Lăudat și binecuvântat să fie de acum și până în veci. Amin. Amin. Amin.